Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit detalarea de tarot pentru duminică 10 ianuarie. Bun, hai să vedem care sunt energiile pentru această zi. Pe partea de dragoste, pentru sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. Ok, interesant. Pe partea de dragoste a apărut aici arcana majoră Moartea, cartea care în tarot reprezintă zodia Scorpionului. Nu vreau să vă speriați de această carte, în esență este o carte pozitivă pentru că ne arată transformări. Acum, și asta este o carte karmică și depinde de situația de viață a fiecăruia în ce o să se manifeste această transformare. Pentru cei singuri, puteți să începeți o relație. Pentru cei care sunteți deja în relații stabile, fie treceți cu relația la nivelul următor, dacă sunteți pe direcția corectă de karmă, pe direcția corectă de viață, relația voastră poate să evolueze. Puteți să vă mutați împreună, să vă logodiți, să vă căsătoriți, să vă cumpărați o casă, să faceți un copil, să treceți la oricare ar fi următorul nivel, următoarea etapă logică și naturală în relația voastră. Pentru o mică categorie dintre voi, o mică parte dintre voi, această transformare, această următoare etapă logică, normală în relația voastră, din păcate, va fi despărțirea, terminarea relației. Dar asta e pentru o mică parte dintre voi. Pe ce vreau să pun accentul este că, indiferent ce va duce această moarte, ce va duce această transformare, să știți că este pentru binele vostru. N-are rost să vă plângeți de milă, să vă văitați, să adoptați o atitudine negativă, pentru că acesta este cursul vieții. Este ciclul transformărilor, al nașterii, al morții și al renașterii. Aceasta este semnificația acestei cărți. Va fi o zi foarte importantă, mai ales pentru cei care sunteți scorpioni sau sunteți în relație cu un nativ din zodia Scorpion sau aveți planetele de dragoste, Venus și Marte, în Scorpion. Și pentru cei care aveți Luna în Scorpion, în mai mică măsură. E foarte important pentru toată lumea să nu vă luptați cu această transformare, să nu vă luptați cu acest ciclu al renașterilor, al transformărilor, al trecerii la următorul pas logic, pentru că dacă refuzați această transformare, dacă țineți cu dinții de situația în care sunteți la momentul actual, în viitorul apropiat o să vină peste voi turnul și turnul este mai dramatic decât moartea. Pe partea de sănătate, Regina de Săbii ne vorbește despre foarte multă capacitate mentală, analitică, de a analiza lucrurile la rece, de a investiga, de a cerceta, de a afla și a descoperi lucruri noi pe starea de sănătate. La nivel individual, acest lucru se poate manifesta pentru fiecare dintre voi prin faptul că aflați de un nou medic, de un expert, de un terapeut sau de o metodă de tratament, de o terapie, de o dietă, de un lucru nou care s-ar putea să vă ajute pentru a vă îmbunătăți starea de sănătate și vă folosiți de această zi ca să analizați, să cercetați, să aflați mai multe lucruri referitoare la acest medic, la acest terapeut, la acest tratament, la această dietă. La nivel global, pentru toată societatea, această Regină de Săbii poate să vorbească despre niște informații noi care ies la iveală, de niște studii medicale care sunt publicate astăzi, pentru că ziua este foarte pozitivă pentru orice studii, analize. Ziua este foarte bună și pentru toți cei care cercetează în domeniul medical, care fac studii, analize, cercetare, care încearcă să descopere noi metode de a trata diverse boli. E posibil ca astăzi să vedeți în presă, radio, TV, pe internet, mai multe articole, informații noi legate de tot domeniul acesta medical, al cercetării medicale, al studiilor și analizelor în acest domeniu.
Pe partea de bani, carieră, situație financiară, aici avem Steaua, cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului. Aceasta este o carte foarte frumoasă care apare aici pe această parte de bani, finanțe, afaceri, pentru că Steaua ne vorbește despre viitor, despre ce urmează să vină în viața noastră. Și Steaua aceasta este ca o stea norocoasă pentru noi, trebuie doar să-i cerem ceea ce ne dorim și o să se asigure că ne ajută pentru a obține aceste lucruri. Astăzi este o zi ideală ca să vă faceți un plan financiar, un plan de carieră pentru următorul an, pentru următorii 5 ani, unde vreți să ajungeți, ce trebuie să faceți ca să ajungeți acolo unde vă doriți. Pentru investitori sunt foarte bine aspectate domeniile de IT, tehnologia informației și tot ce ține de social media. Sunt foarte bine aspectați din punct de vedere financiar vărsătorii, cei care aveți ascendentul, luna natală în vărsător și toți cei care colaborați sau sunteți asociați într-o afacere cu un vărsător. Pentru antreprenori ar fi bine să vă gândiți la cum puteți să vă creșteți publicul țintă pentru afacerea voastră, cum puteți să ajungeți la mai mulți oameni, să distribuiți produsul sau serviciul vostru la un număr cât mai mare de oameni. E o zi bună și ca să vă gândiți la diverse strategii de marketing, campanii publicitare, moduri în care puteți să atrageți mai mulți oameni de partea voastră, dar și, foarte important pentru antreprenori, gândiți-vă la modul în care vă puteți transforma clienții în susținători înfocați ai brandului vostru. Gândiți-vă foarte mult la partea asta de branding. Ce vă diferențiază față de ceilalți, ce vă diferențiază față de competitorii voștri, cum puteți să vă asigurați că acești clienți ai voștri au o legătură emoțională foarte strânsă cu brandul vostru, cu marca voastră și că o să vă susțină indiferent ce urmează în viitor. Foarte interesant, hai să finalizăm etalarea cu o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Le mulțumesc tuturor celor care au urmărit deja etalările pe Zodi pentru anul 2021 și etalarea pentru luna ianuarie 2021. Dacă nu le-ați văzut încă, le găsiți aici în colțul din dreapta sus. Găsiți linkul către toate aceste etalări și hai să scoatem o carte de aici, de la mijloc. Mesajul pentru această zi de duminică. Sunt conectat cu întreaga viață. Pot contribui fie la distrugerea planetei, fie la vindecarea ei. În fiecare zi, aleg să îi trimit planetei energie iubitoare, tămăduitoare. Ceea ce fac cu mintea mea chiar face o diferență. Un mesaj foarte frumos, care vine să completeze ideea din spatele acestei stele norocoase, ideea care stă la baza zodiei vărsătorului, că toți suntem un întreg colectiv, că ceea ce face unul chiar îi influențează și pe ceilalți, că suntem o rețea de suflete pe această planetă și fiecare gând, fiecare acțiune a noastră din fiecare clip a fiecărei zile chiar afectează starea acestei planete, afectează această societate globală. Nu suntem nesemnificativi, suntem dimpotrivă foarte importanți, trebuie doar să ne recunoaștem această importanță și să acționăm pentru binele tuturor, pentru binele social. Atunci când creștem cu toții, tuturor o să ne fie mai bine. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!